Prea cuvioși părinți, iubiți credincioși, dumneavoastră ați venit la Sfânta Mănăstire, ca și cum mergi și la altă mănăstire din dragoste pentru Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, pentru Preacurată Maica Sa și pentru mântuirea dumneavoastră, plus celelalte cereri pe care le adresați Mântuitorului Dumnezeu și Bisericii Mântuitorului nostru Hristos. Așa este plăcut înaintea lui Dumnezeu, așa este plăcut și oamenilor, pentru că altmiteri omul nu ar avea niciun rost pe fața acestui pământ. Ați văzut că animale au rostul lor și ele își împlinesc acest rost. Dar oamenii, dacă nu primesc aceste legi, aceste porunci pe care le-a lăsat Dumnezeu, noi nu avem cum să câștigăm împărăția cerurilor. Ați văzut cum acel om bogat din Evanghelia de astăzi, care tot erode țarina, e, cum se spune în lume, părinte, mulțam. Merge bine, toate sunt bune, mulțam. Dacă o leagă se oprește roata, vine la părinte, spune, părinte, ceva este. Nu mai merge bine, părinte. E ceva care bagă băță roată, nu mai merge. Muncim, alergăm, izbatem, dar nu este treaba. Deci? Acești oameni sunt exact ca bogată din Evanghelie, care umblă după averi. Și Mântuitorul a zis în Evanghelie, bogăția, dacă ar curge pe pârâu, pe satul dumneavoastră, prin orașul dumneavoastră, dacă ar curge bogăția aurul, argintul, banii, ar curge pe pârâu, pe cum apa, nici să nu vă uitați la ei, spune Sfânta Scriptură. Dacă vă uitați la ei, veți pune mâna pe ei și veți avea, se cheamă beleri în Moldova, beleri. Necazuri, greutăți, întristări, tribunale, bătăi, moarte, despărțiri și tot ceea ce există rău în această lume. Zice Scriptura, de unde vin oare toate aceste neajunsuri sau probleme în această lume? Din aceea că nu aveți pâine, aveți haine? Nu. De niciodată. Niciodată. Am văzut toată săraci, ori într-o zi m-am speriat, am crezut că caut undeva loc de muncă. Că încolo era toți săraci, te ceară un ajutor. Și unii erau mătirați, mai bătrâni, erau și femei și bărbați, dar nu se certau, nu se... fiecare au primit ce i s-o dat. Dar dacă noi nu ascultăm de Dumnezeu, așa pățim. Dreptul, spune Sfânta Scriptură, dreptul se îndură și dă în fiecare zi. Dă. Mântuitorul Iisus Hristos prin Evanghelie, suindu-se la înălțime și-a robit robime și a împărțit și-a dat săracilor și de Tatălui rămâne în veacul veacului. Deci dumneavoastră, dacă împărțiți la necărât, la mărât de muncă, de rot, dumneavoastră veți fi robiți, luați de Dumnezeu în împărăție cerilor. Că vă asemănați cu cel Dumnezeu a tot milostiv. Fiindcă vedeți dumneavoastră că alte fapte bune nu putem să facem. Să păzești curățenie, să fătea trupească, nu putem. Spune Sfântul Vasile cel Mare, am văzut feciori destui, dar nu erau feciori. Vedeți? Că ai văzut că Sfânta Scriptură. Dacă poftești un lucru, te-ai vătăma de acel lucru. Nu pofti lucru aproape, nici ograda, nici livada, nici casa, nici femeia, nici copii. Nu-i. Pentru că fiecăruia Dumnezeu i-a dat ca și ție. Noi suntem frați. Am văzut într-o casă unde sunt frați mai mulți. Unul e de una, unul altul, unul e mai înalt, unul e mai scut, unul e mai negru, unul e mai alb, unul e mai inteligent, unul e mai puțin inteligent. Da. Dar ei nu se uită la altă, caută să trăiască frumos în unitate, în înțelegere și ascultă de părinți și fac cele frumoase și plăcute și cresc frumos în casa părintească
ca să meargă mai departe în această lume, să se lupte cu învățătura care a fost primită la părinți. Și acea învățătură le va fi de mare ajutor în această viață. Deci, dacă noi umblăm după înavuțire, cu siguranță că ne desparte de Dumnezeu această avuție. Fiindcă oamenii o să vrea mai mult decât atât o să vor. O să vor mai mult. Iar Părinte Petronul Tanase, Sfântul Munte Atos, a scris lui Prodomul Stareț. Și într-o mănăstire sunt multe probleme, pentru că într-o casă dumneavoastră aveți de toate școlile, de se face una, se face altă recrutare, sunteți 80 oameni. Da, într-o mănăstire, cum mi-a scris 50-60 de oameni. Și vine atâta lume zilnic să-i dai mâncare, să-i dai dormit, să-i pregătești camere, nu știu ce, să-i mai dai un cuvânt de învățătură. Și erau multe neajunsuri, cum am spus, și Starețul așa spunea. Păi tare, zice acolo, păi tare, n-avem cutare. Lasă bre, așa zice, era moldovean din Farcașa, Piatra Neamț. Lasă bre, că dacă ai fi avut de toate, unii mai căutați împărăția cerurilor. Așa s-au luat împărăția cerurilor, cu lipsuri, ca să o dorești pe aceea, să te scârbești de aceasta care ești înțeles acum, ca să o lepezi pe aceasta. Dacă tu cum să o lepezi dacă tu te îndulcești de ea? Îți merg unsă toate. Păi atunci nu mai dorești pe ce, nu mai cauți. E întreabă pe Sfântul Grigore cât o căutat. De ce? Era sărac, era năcărit, era amărât. E întreabă pe Sfântul Dimitri Basarabov, care umbla de scurt pe jos și să julea picioare, erau însângerate continuu, ce de sărbătoare, ce de duminică. Apoi era lepădat pe el, era scârbit de viața aceasta. Ea ce a zis, era sărac, neștiutor din Bulgaria, într-o țară Basarab. Așa, și păște vasele satului. Și a zis el în sinea lui, a oftat datorită lipsurilor, datorită neajunsurilor. Și a zis așa, Doamne, oare nu mai fi și altfel de viețuire? Oare altfel nu se mai poate trăi decât în chinuiala aceasta? Pentru ce? Pentru ce? O cană de apă și o bucată de pâine și o alergă pe vasele de toată ziua. Și când am venit oameni într-o seară să mai vacere, nu mai era Dimitri cu vacere. A dispărut Dimitri. I-a arătat Dumnezeu, iată calea pe care trebuie să mergi. Du-te la mănăstire. Cum i-a zis Maica Domnului și Sfântul Ioan Iacob, cum i-a zis Maica Domnului Sfântul Mare Egiptat, du-te la mănăstire. Du-te la mănăstire, azi, du-te la mănăstire. Vedeți? Deci, lucrurile sunt foarte clare de când Mântuitorul Iisus Hristos a făcut om și a venit la noi oameni. A venit la noi oameni ca să ne disjuge, să ne descătușeze, să ne elibereze de aceste legături ale înavuției. La noi nu se numește amărăținii înavuției, se numește iubirii de agoniseală. Să-ți agonisești, să strângi, să-ți faci și numai griji. Și o numesc Sfinții Părinți fericita neagoniseală. Ai văzut dacă vrei să fii fericit? Dacă vrei să fii fericit, să nu-ți agonisești. Sau poți să ai și avioane cel mai supersonice, avioane, să te ducă într-o clipeală de aici în New York. Da. Să nu-ți lipsești, mă, tot avionul. Ce zici? Tot avionul, mă. Mă doare cap. Ce cu asta, dacă... Ce, am avut avion? Ca și cum am fi avut. Vezi? Așa are Scriptura. Dacă ai ceva, ca cum n-ai avea. Vezi, tata îți spune. Dacă ai femeie, ca cum n-ai avea femeie. Ai auzit? Ai auzit să spun? Așa are limba Scriptura. Dacă vrei să fiți fericiți. Că tocmai de asta o tată și o mamă când vine între copii, pentru ce vine acolo? Se facă pe copii fericiți. Nu se chinuiască. Nu se le iei cei ce m-au putea să rămâi plângând și înioleind. Înțelegi dumneavoastră? Și atunci, ca să putem dobândi viața cea veșnică împărăția cerurilor, întâi de toate să ne lepădem de grosălărimea acestor lucruri, noi copilărești,
de lucruri și obiecte și produse și toate aceste cutare, decât strict necesar. Strict necesar. Vă dau un exemplu. Că acum te duci la cineva la baie, la baie, vezi un șip, un borcanel, vezi un tubulet, vezi un tub, vezi un cutare, vezi un cutare, o grămadă. Ei, nu trebuie așa ceva. Trebuie un săpun, un săpun, între metale. Așa, o murietă câștigi acolo, baterie, trebuie cutare, trebuie cutare. Ceva dieru acolo sau ceva șampon, zic așa, că e un soros, capul, pielea, zic așa, tot, e apa. Apa e tot, apa e tot. Poți să ai miliarde de produse de astea, dar dacă nu ai apa, vedeți? Deci nu vă agos că trupul nu are nevoie de acestea. Viața cuiva nu stă în avea de toate acestea, nu? Aceste lucruri, aceste obiecte nu slujesc viața. Nu te crezi că slujesc viața, nici de cum. Nu? Poate să o scurteze. Poate să o scurteze. Am văzut oameni foarte, foarte, foarte mulți în viața mea. Dacă eu sunt sărac și de toate sărac, am luat și tot cu oameni sărați. Nu am luat cu oamenii școliți și profesori și directori și ingineri și masterați și doctorați. Și am văzut că cei mai lungi viață lungă în viața țată oameni care merg pe jos, care aleargă la săpat, la prășit, la cosit, la căra lemnul cu spatele, la adunat, la semănat, la cotare, care lucrează exact ca Avraam. Fiindcă Dumnezeu a făcut omul ca să a facă acestea. Este, dar dumneavoastră faceți acum că acum în loc să meargă mașina mă ta pe uscat, voi băgați în apă. Nu mai trăiește mult mașina aceea. Da, mai. Așa e dumneavoastră. Deci, ce a zis Dumnezeu? A zis așa. N-am nimic în lumea aceasta. Ca când mă tați să faci o casă frumoasă, plină cu obiecte, cu lucruri frumoase, ai muncit din noapte, noapte, nu ai dormit, nu ai făcut concediu. Tot bănuțul, munca, tata, mamă, te-au ajutat și ei. Și întristați, spui așa, n-am nimic în casa aceasta eu. De ce, mai omule? De ce? Nimic n-am. Ce zic atunci soția ta, copiii tăi? Păi că ești nebun, să ai urești, sau gata, ai dat o depresie mai profundă. Da. De ce a zis Dumnezeu că nu are nimic așa? Pentru că stăpânitorul acestei lumi a ocupat lumea lui. Stăpânitorul acestui care este Satana, cu obiectele lui. Dacă dumneavoastră veți să falimentați lumea aceasta, pe toți mai mari bogații lumii, să nu vă mai folosiți de lumea aceasta. Ați falimentat-o. A dus eu să închini toți la Dumnezeu Tatăl, vrând nevrând. Da. Dar așa, dumneavoastră, a să dați greu răspuns înaintea dreptului judecător la ziua judecății cei mari. De ce? Vă spun. Cine a făcut toate obiectele produse acestei lumi? Cine? Îngerii? Arhanghelii? Diavolii? Sfinții? Nici de cum. Copiii dumneavoastră datorită lăcomiei. Datorită lăcomiei. Că a spus să-l dau la prof, să-l dau la cutare, la cutare. Vreți să vă spun? Deci, ca să vă explic. Dar v-am spus că eu câte am în capul ăsta, am multe am de spus. Eu când m-am născut în sat, genunchi, picioare mele, câte au juriți, se cheamă, juriți, pichete, pistele, pe copaci, căzut, cutare. Dar nu m-am dus la ortoped, dar nu m-am dus nici ce să-mi ortoped. Și acum m-am învățat uite la ortoped. Că nu știam exact. Îmi văd de oameni, decât dacă n-am trebuit să citesc, dar de oameni. Acum vă mărturisesc, n-am pări un cap, câte lume vin la mine 2-3 pe zi la ortoped. Mă doare genunchi, mă doare cutare. Și ce-a făcut Satana? Ce-a făcut Satana? Fă-le mai corubire, fă-le corubire, fă-le bine, bagă-le bine, bagă-le cutare, bagă-le cutare, cutare. Așa toți banii, toată munca dumneavoastră, dați acolo. Dar ce-a făcut Satana? Ia ce-a făcut Satana. De ce ai ajuns acolo? Păi fiindcă fata omul cu genunchi gol, băieții acum sunt patrule pe aici și genunchii zgoi, așa, nu te râde mai că eu n-am mai timp de râs. Eu sunt bolnav de fapt, eu am o lună de zi când tușesc și văd de capul meu cu set, înțeleg? Pentru voi vorbesc. Ca să vă îndreptați odată, pentru că, deci Scriptura, nu degeaba s-au scris Scripturile. Deci Scripturile s-au scris că acum fi o citație pentru oameni.
Și biserica vă citește mereu această citație. Vă citește. Că trebuie să vă prezentați azi sau mâine la acest ceas de dreaptă judecată a Sfântului Dreptul Judecător. Da. Asta face biserica. Asta e rolul bisericii. Și anunță venirea lui Iisus Hristos cu foc și cu pedeapsă. A anunțat, a promovit că va veni întrupat în Fecioară Mare Tău este din Betlehem și a venit. A propovăduit că va fi potop pe noi și a venit. A propovăduit venirea prorocii și a venit și a propovăduit despre 1000 de ani înainte că Sfântul Hristos. Toată s-a biserică, că nu e o instituție ca dumneavoastră. Azi e așa, mâine e așa. Azi 3x3 fac 9 și după aia 3x3 fac nu știu cum cu tare. Nu. Biserica este sfântă și dreaptă din totdeauna, că altfel nu poate să fie, fiindcă biserica este Iisus Hristos. Și atunci aceasta face dumneavoastră. Munciți care știi robi, dar ești la care știi robi. Eu, de exemplu, uite, părinții de față aici. Uite, părinții de față, da? Deci, cred că sunt 80 ani când a zis eu, nu odată, uite, părinții de față. Păi din nou, cred că-s beat. Nu, e beat, e bolnav. E la probleme ce vorbesc. Ați beat pentru că ai urete capul, ați terminat toate oasele, mă dor de tușit din enumarațiuni. Am o luni de zi aproape de când tușesc. Și am luat antibiotic și am zis tot ce obrăză și mai nimica. Și le-a spus, măi, deci dorințelor mele aceasta este. Să nu mă mai văd pe afară, pe corp, vă văd curați toți la biserică. Ani de zile. Și nu am reușit. Că satana mereu. Satana mereu îți dă să faci ceva. Și spune așa, trebuie. Într-adevăr, trebuie. Dar știi care e treaba? Ești că trebuie să pui stop. Scheam, stop. Facem întâi lucrul lui Dumnezeu. Întâi facem lucrul Dumnezeu și după aia facem poiata la găini. Asta e. Și atunci ca și ce-a zis în Scriptură, diavolii la poporul lui Dumnezeu, poporul ales, fiindcă nu putea să-i biruiască nimeni, nici diavolii, nici popoare din jur nu putea să-i biruiască. Și a zis, mie, să-i scoade. Ce se întâmplă cu acest popor? Ce altceva? N-au arme, n-au topoare, n-au nimica. De ce nu putem bine? Ce nu putem ocupa? Și au stat și au văzut că ce fac ei. Dacă, cum fac sectanțe cei care, musulmanii, au țolul cu ei, țolul, cu vorașul. Și dacă secunda de rugăciune, oprește mai că poți fi microbuz cu 40 de oameni. Taie pe dreapta acolo frumos. Și ieși cu vorașul și se dă pe trotuar și îl întinde și își face închirăciuni metale, dă cu capul acolo cu tare, așa, aceea este Dumnezeul lui, măcar că nu este Dumnezeu adevărat, ce zic, al Scriptura. Deci niciun popor nu și-a părăsit pe Dumnezeul lui, măcar că acel nu-i Dumnezeu adevărat și fiu și lucrător să aducă mântuirea. Dar tu, Israele, poporul meu, care ai singur Dumnezeu adevărat, m-ai părăsit. Mai părăsit. Și atunci ce au văzut tațele din scoade? Au văzut că ei respectă pe un Dumnezeu nevăzut, dar care este viu și este cu ei întotdeauna. Și o singură dată a zis că putem să-i biruim. Când Dumnezeul lor îi părăsește, când păcătuiesc față de Dumnezeul lor, atunci Dumnezeu și e mâna de pie și atunci o poporă putea să-l lua ca pe un om. Nici o putere n-au. Ce să facem, au zis diavolii? Ce să facem? Păi știi ce să facem? Și dăm din lucru. Îi dăm din lucru să fie ocupați. Le inventăm să vadă o mașină să meargă pe sus, fac așa, să umple pe desubt, să facem ceva ce n-au făcut. Eu, oamenii simplu trăiau. De ce Dumnezeu ne spune că Avraam, care era puternic om înaintea Dumnezeu și seamnă împărățești cu Avraam? Și zice Avraam, de ce Avraam nu-ți faci tu o casă frumoasă? De ce mai bogată înțelegi ce nu-ți fac o tare? Fiindcă Dumnezeu, a spus el, trăia în corturi. În corturi, ca șătrării, dacă știi șătrării. Eu la Vaslui, acolo unde sunt eu, vineau șătrării cu corturi. Zice, de Iana.
Și trăgeau când noi ne culcam, se uitau unii găinile, făcea fractul găine și trăiau foarte bine, nu trăiau rău. Nu trăiau rău. Dar stăteau în cort. Nu stăteau în altă parte. Nu, ne era frică de ei, când ne vedeam așa cu tare, ne era frică, da, eram copii, nu știu ce. De ce Avram nu-ți face o casă? Pentru că Dumnezeu a spus că ne-a pregătit casă în ceruri nefăcută din mână omenească. Ne-a pregătit ceva mai bun dincolo. Nu poți să trăiești pe pământ cu bun și dincolo tot cu bun. Nu. Trebuie să ajungem de la rău spre bun. Să urcăm de la cele josnice la cele cerești care sunt veșnice și stătătoare. Sfântul Moise la fel a trăit tot în corturi. Da. Vedeți? Tocmai de aia ca să poată omul să tânjească după altceva. După altceva. Vedeți? Deci credeți-mă că alt cuvânt scris pe fruntea noastră decât nu e, se cheamă nebunie. Da. Dacă vine acolo un ales al Dumnezeu, vă spun că suntem nebuni. Pentru că de ce? Nebunul ce face? Face lucruri inutile. Lucruri inutile. Ca nu sunt ce necesare. Așa și noi. Facem lucruri care nu sunt necesare. Trebuie să facem doar lucruri necesare. Iată de exemplu. Uite, piciorul face ale piciorului. El niciodată n-ați fac ce face mâna. Ochiul face ale ochiul, dar n-ați fac niciodată ceea ce face, zicem așa, capul sau ceva. Așa și noi. Să facem ceea ce ne este necesar în această viață ca să avem liniștea inimii, pacea inimii, așa ca să putem să citim Scripturile cu atenție, să le înțelegem, să le percepem, ca să ne putem, cum a spus, întâi grosolan, ne depărtăm de acestea care ne robesc cel mai tare. Înțelegeți? Ca să nu avem timp de citire, de odihnă, că dacă nu ești odihnit, nu poți să slujești lui Dumnezeu. Dacă nu ești odihnit, nu poți să faci servicii 8 ore la servicii. Că adormi acolo, adormi acolo. Da. Dacă nu ești odihnit, nu poți să-ți ții un discurs în fața studenților, pentru că nu ai mintea liniștită. Odihnit. Aiurești, rând studenții de tine. Ori Dumnezeu a spus așa, de nimic să nu vă grijiți. Auzi, măi. Deci în Sfânta Scriptură îți scrieți acest cuvânt. De nimic să nu vă grijiți. Că port eu grijă de voi. Ce mai vrei? Dar ce înseamnă aceasta? Uite, noi punem în grădină, când cartofi punem cu tare. Da, ieșiva omul la lucrul său, la lucrarea sa de mea spre seara. Dar tatăl nu trebuie să te robească acestea. Asta e ciocoteala. Aici trebuie să avem noi descerământul. Să nu ne robească. Ca să ai timp, că vezi că trupul acesta sau nu tu, ființa aceasta umană, dacă ea nu apropie de ceea ce este ea, ea nu va mai fi niciodată ce trebuie să fie. Adică nu mai va fi om niciodată, decât dobitoc. Dragii mei voastre, dacă ființa umană tot inima în chestii de etichetare, el nu poate să se ridice în înălțimea de om, care om înseamnă chip și asemănare dumnezească. Asta e durerea. Și atunci vom fi și noi ca restul lumii. Mergem și noi la tribunale, mergem și noi la poliție, mergem și noi la serviciuri, mergem și noi la târguri, umblăm unii mai ieftini, duci unii mai scump și tot așa mai departe. Vedeți? Și atunci, atată, suntem oameni care nu merităm împărăția cerului în felul acesta. Dar de ce Dumnezeu a dat pildă de Evanghelie de astăzi? Pentru că spune Evanghelia mai înainte de aceasta, că au venit doi oameni la Mântuitorul Iisus Hristos și acestea se certau pentru a învele, pentru moștenirea părintească. Dar ia mai să mergem la învățătorul acestea lumii, hai să mergem la să ne în pace el să ne ajut să rezolvăm problema dintre noi. Și le-a spus, uite, da, învățător, uite, fratele meu nu vrea să-mi de ce a promis mama, el o lua mai mult, eu mi-a rămas mai puțin și le-a învățătorul. Măi, oameni buni, Dumnezeu nu m-a trimis pe mine înațiat ca să împart moștenile voastre. Că viața aceasta nu stă în avuție. Viața aceasta stă că la Dumnezeu.
Dacă nu l-ai pe Dumnezeu, atunci ești om mort. Ești un om mort. Adică vețuiești cu trupul, mănânci, bei, te ohodiești și așa mai departe, dar cu sufletul ești rupt complet de Dumnezeu. Și atunci a dat pildă despre acest tânăr care a spus așa că ne-a rodit țarina așa de mult. Ce să fac eu acum? Vezi? Deci când încep să umbli după toate aceste lumești, așa spui problema. Ce să fac? De unde să iau? Unde să pun? Ce să fac? Încep gândurile care aceste gânduri nu sunt plăcute lui Dumnezeu. Te socotești, cum a spus, nebun te socotești. Cum ai vedea un copil care îi spune, ce să fac, mamă? N-am cum mă încălța, mamă. N-am ghiozdan, n-am cutare. Cum, mamă? Uite ce... Nu, mamă, n-am mamă, n-am mamă. Atunci nu te iei toate grijile de starea copilului tău. Așa și Dumnezeu. Deci nu vă grijiți de toate acestea. De aceste te grijeți păgânii azi Dumnezeu, care n-au pe tată. N-au tată pe Dumnezeu. Vedeți? Aceia se numesc păgâni. Apoi noi nu suntem păgâni. Deci cu dreaptă socoteală să știm să ne chevenisim. Adică Dumnezeu a iubit și pe Marta și pe Maria. Dar mai mult a iubit-o pe Marta că a ales partea cea bună. Nu se poate, a zis Scriptura, nu se poate și trebuie și partea Marte. Dar prioritatea trebuie să fie Dumnezeu în toate. În toate trebuie să fie. Păi vezi că murim, nu te laudă preotul că ai făcut palatul, că ai făcut casă, făcut cutare, dar te laudă preotul și biserica și Dumnezeu, dai că ai făcut ceva pentru altul. Pentru altul. Dacă ai făcut pentru altul, vei primi plată. La servici, dacă te duci și lucrezi pentru tine, nu mai primești plată. Nu mai primești plată. Primești că pedeapsă. Deci de aceea zice Scriptura, eu vă plătesc, dar dincolo, cum și eu am primit plată la tatăl meu, așa că n-am plecat din trupul acesta. Vedeți? Deci dacă dumneavoastră veți lucra pentru alții, plata dumneavoastră va fi mult în ceruri. Dacă dumneavoastră, de la tinerețe până la moarte, lucrați numai pentru voi, pentru rudele dumneavoastră, pentru copiii dumneavoastră, nu veți lua nicio plată. Ați ieșuat viața aceasta. Ați tratat viața aceasta, ca să știți. Nu Dumnezeu o da și la copii, ca să muncească. O da mâine, o da picioare, o da înțelepciune. Înțelegeți?